Astăzi a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local din Drobeta-Turnu Severin, unde s-au stabilit ultimele detalii referitoare la alte două creșe noi care vor fi construite în municipiu. Primarul Marius Creciu se ține de cuvânt și asigură fiecărui cartier nou format grădinițe, locuri de joacă, parcuri și creșe. Unele dintre obiectivele primarului Marius Creciu este să vină în sprijinul familiilor tinere din Severin și să ofere cetățenilor din toate cartierele municipiului acces la servicii de calitate fără a fi nevoiți să se deplaseze în alte zone. De această dată vorbim despre construcția a două creșe moderne, una în zona blocurilor ANL și alta în cartierul Banovița. Creșele vor avea săli de joacă, de festivități, dormitoare, bucătării, spălătorii, cabinete medicale, dar și spații de joacă în aer liber, pentru ca cei mai mici dintre severineni să aibă parte de condiții decente încă de la primii pași. Strategia primarului Marius Creciu este să construiască creșe în toate cartierele orașului, pentru a le asigura locuitorilor acces cât mai rapid către aceste instituții și în același timp pentru a nu bloca zonele aglomerate. Astăzi am aprobat parametrii tehnici pentru construirea sau depunerea documentelor pentru construirea două creșe, încă două față de cele care le-am aprobat deja, una în zona ANL, lângă între ANL-uri și Policlinică, și una în zona Banovița, două creșe cu câte 40 de copii, moderne, doar să vă citesc câteva lucruri, 4 dormitoare, două camere de joacă prevăzute cu vestiar, filtru și grupuri sanitare, un spațiu pentru luat masa, grup sanitar, persoane cu dizabilități, zonă de primire, cabinet medical cu izolator, zonă administrativă, nucleu tehnico-gospodăresc, loc de joacă, adică părculeți, două creșe moderne, două creșe cu care am putea deja acoperi și cu cele aprobate peste 90% dintre cererile depuse în acest moment pentru cei mici. Sunt două creșe așteptate de severineni. La ora 10 în această dimineață vor deschide acțiile de finanțare și am dorit, de aia ne-am întâlnit așa de vreme, să fim printre primii care depun. Să sperăm că vor fi și aprobate. Noi suntem pregătiți cu totul și cu utilități în zonele respective. Suntem pregătiți să dăm drumul la aceste investiții atât de necesare orașului nostru. Datorită edilului Marius Creciu, cunoscut drept un om implicat în comunitatea pe care o conduce, municipiul Drobeta-Turnu Severin a cunoscut o evoluție rapidă în toate domeniile, condițiile de trai crescând considerabil. Acesta și-a dorit de la începutul mandatelor sale un viitor mai bun pentru severinenii de toate vârstele, iar modernizarea infrastructurii rutiere și construirea de creșe și grădinițe sunt doar câteva dintre obiectivele sale.